Detergenții de rufe, dar și lichidele de spălare conțin substanțe nocive care ar putea să ne pună viața în pericol. Astfel, dacă analizăm ingredientele din care sunt făcute, vom vedea în componența acestora multe substanțe chimice. Unele produse pot provoca reacții alergice grave, pot irita pielea și ochii. Cât de periculoase sunt, dar și cu ce le putem înlocui, aflăm din următorul reportaj. Mai mult suferă de dermatite femeile și copiii, dar și persoanele ale căror profesii impun contactul îndelungat cu detergenții. Natalia Capațâna lucrează de mulți ani în calitate de femeie de serviciu, iar din cauza soluțiilor chimice, adesea se simte prost. Каждый день я должна применять разные моющие средства, разные дезинфектанты уже и в этом возрасте. После каждого применения этих средств я чувствую, что болит голова, и чувствую себя нехорошо, иногда тошнота. Бывала и аллергия даже от моющих, сыпь на руках высыпала. К врачу ходила, к медику обращалась. Это, конечно, медик даже мне предлагал, чтобы я поменяла работу. Soluțiile pentru desfundat țevi și cele de curățare a toaletei conțin substanțe corozive care pot provoca arsuri grave, mâncărime și roșeață. Și săpunul de rufe este unul dintre principalii factori declanșatori ai reacțiilor alergice. Motiv pentru care Cornelia Rusu a ales să spele hainele copilului ei cu detergent făcut chiar de ea. Acesta conține trei ingrediente: săpun, bicarbonat de sodiu și ulei esențial. Este adevărat că mi s-a întâmplat și mie, să am o experiență mai puțin plăcută cu unul dintre detergenții de curățare pe care foloseam atunci. Era vorba de un detergent de curățare pentru baie. Imediat ce l-am folosit, am simțit niște migrene foarte severe, am simțit că mi se blocase respirația. Avem greața, avem vom, avem amețelile, stările de inconștiență. Trebuie de adresat cât mai rapid la medic, deoarece putem avea consecințe destul de grave, până la șoc anafilactic, edem cvinchi. Reacțiile mai severe pot provoca inflamarea buzelor, limbii și a feței. Aceste simptome reprezintă o urgență medicală și trebuie tratate imediat. Copiii mici, mamele care lăptează sau femeile însărcinate să evite substanțele chimice, deoarece inhalarea acestor aerozoli de asemenea pot afecta în același timp și mama și fătul. Astfel, specialiștii în dermatologie recomandă utilizarea detergenților ecologici cu o etichetă ecologică oficială și a soluțiilor hipoalergenice. Iar printre remediile naturale împotriva alergiei pot fi utilizate băile cu făină de ovăz. O nouă zi, o nouă ediție Telemagazin și o nouă ofertă de la compania de mobilă Ambianța, care vine să ne transforme casa și să creeze confort în locuințe. Producătorul autohton are grijă să țină pasul cu tendințele și să realizeze elemente de mobilier stilate și multifuncționale. Astăzi avem pentru voi, telespectatorii Telemagazin, masa Trio, care se transformă în trei moduri diferite, pe care le vom prezenta în scurt timp. Precizăm că aceasta poate fi a voastră cu o reducere de tocmai 25%. În magazinele Ambianța, masa Trio costă 2.990 de lei, pe când în timpul emisiunii noastre o puteți comanda cu doar 2.243 de lei. Aceasta a fost realizată în trei culori: alb Samoa, Venghe și Bardolino. Pentru mai multe detalii despre mărimi, puteți să accesați site-ul ambianța.md și paginile de Facebook și Instagram ale companiei. Sunați la numărul afișat pe ecran și rezervați-vă reducerea de 25%, iar noi între timp vă vom demonstra multifuncționalitatea acestei mese moderne și universale, care poate
lejer să stea într-un living, într-un dormitor, într-o bucătărie, acolo unde doriți voi, pentru că ea chiar este arată într-un fel. Hai să începem de la design, Tatian. Cum îți pare designul acestei mese? Este foarte modern designul. Așa este. Și am spus, mie îmi place foarte mult faptul că se vede desenul lemnos, adică eu apreciez foarte mult acest fapt. Ea arată, datorită acestui aspect, arată foarte eco, foarte naturală. Zici că numai ce a fost tăiată lemnul și pus aici. Foarte, și se păstrează, apropo, și senzația tactilă de lemn, ceea ce mie îmi pare genial. Culoarea este foarte potrivită. Bun, că toate culorile sunt executate în acest fel încât să fie adaptabile pentru orice design de interior, se integrează ușor, nu sunt culori țipătoare, sunt culori foarte naturale. Și din acest motiv se potrivesc cu absolut orice ambianță. Ambianța se potrivește cu orice ambianță. Da. Eu sunt, ca de obicei, cretin în culoare. Asta ce culoare e? Asta e Bardolino sau Alb Samoa? Asta e Bardolino. Alb Samoa avem noi în living, dar pe urmă ți-l arăt. Ah, ok, ok, am înțeles. Da. Bine. Noi avem aici masa într-o formă semi-deschisă, pentru că ea are câteva poziții. Eu aș zice că asta este a patra poziție a mesei. Da, da, este a patra poziție. Am zis și eu că poate fi utilizată și în acest fel. Știi? De exemplu, dacă cineva are nevoie să lucreze la laptop, în timp ce ceilalți vor să-și ia prânzul în liniște, ca să nu stea toți pe o masă, să existe riscul să-i împrăștie în firmiturile pe tastatură, stă acolo în treaba lui cu laptopul lui și noi stăm aici la masă și ne luăm cafeaua cu gustarea. Iar când aveți o petrecere, eu văd așa amplasarea acestei mese. Aici avem masa de furșet cu tot felul de bucate, gustări și așa mai departe, iar aici avem partea pentru sticle. Pentru sticle pahare. Și pahare, de ce nu? Pahare, da, cu apă plată. Evident că noi nu consumăm alcool, evident. Gaze nu consumăm, asta e clar că nu consumăm, nici gazate. Ok, bun, haideți să vă arătăm și cât de compactă este și cât de utilă din punct de vedere a economiei de spațiu este această masă. Acum, cum am zis, este în format semi-extensibil această masă. Ce facem? O extindem sau trecem la... Nu, hai să arătăm mai întâi că noi putem... Nu în zadar am extins-o pe jumătate, vrem să vă arătăm că avem un spațiu aici foarte important. Iar atunci când aveți o petrecere spațiul și... pentru carbogazoase. S-au terminat băuturile de pe masă, le scoateți de acolo, din depozit, știți? Dar le scoateți nu doar așa, adică nu e nevoie să deschideți masa ca să le scoateți. Ca să le scoateți, faceți foarte ușor. Așa. Deci, practic, este un sertar. Ați scos de aici carbogazoasa și le-ați pus pe masă. Da, aici, apropo, în cap și sticle mult mai înalte. Din astea de un litru și jumătate, de 750, nicio problemă. Și de da, și borcanul cu murături de 3 litri în cape. Pentru că în lățime, da, chiar în cap și un borcan de 3 litri. Dacă vreți, puteți depozita orice. Ați pus frumos carbogazoasa la loc și ați închis așa foarte bine. Ei bine, deci, dacă să nu vorbim doar despre petreceri și sticle, acolo puteți să țineți și cărțile, acolo puteți să țineți și laptopul și telefonul. Dar asta o să arătăm mai târziu. Hai să extindem masa asta până la urmă, pentru că suntem în living, acolo unde avem petrecere și avem foarte mulți oameni. Și masa se transformă lejer într-o masă de nuntă. Masă mare! Masă mare, exact. A rămas doar să vină plicul cu bani. Cu lungime de 1,80 m. Da, 1,80 m pe 80 de centimetri. 80 de centimetri este o distanță suficientă pentru a încărca masa cu de toate și 1,80 m, uite că acolo pot sta 12 oameni. Asta dacă se stea liber, așa, foarte cu spațiu suficient între ei. Dacă vreți să stea mai strâns, le puneți mai multe scaune. Și arată foarte bine. Arată într-un fel, chiar. Arată este foarte bine. Confortabilă. Este suficient loc de la marginea mesei până la picioarele mesei ca să stea picioarele comod. Același lucru se întâmplă și pe partea laterală, deci este foarte confortabil. Totodată și în format extensibil, adică în format extins, aveți acces la acel depozitar unde să păstrați sticlele în cazul petrecerii noastre. Sau și cărțile. Sticlele, am înțeles că deja sticlele sunt mai urmă. Stați la masă, hop, s-a terminat sticla de vin. Ați pus o goală tara, ai pus o goală în sertar, în depozit și ai scos alta, poc, plină, surpriză. Deci nu trebuie să stea sticlele, știi cum? Câteodată când nu au loc sticlele la masă de sărbătoare, exact, stau de obicei jos la podea, știi? La picioarul cuiva. Atingi, da, și le mai atingi cu piciorul, se mai cad, mai curge. Este de obicei cineva la masă care este barman și are toate sticlele la picior. Dregător.
Suntem la masa mare. Tu ești specialist pe petreceri moldovenești, eu nu prea. Bine, hai să închidem. Vreau să arătăm încă una dintre poziții care este utilizată în special în living, atunci când este ca o măsuță de cafea, o măsuță pentru a ține acolo cărțile și jurnale. Dar hai să strângem. Hai eu vreau să arăt și forma de living, pentru că acolo mai este un secret de altfel. Pare interesant, apropo. Mai este un secret pe care trebuie să-l cunoașteți. Foarte simplu se aranjează și foarte simplu se strânge această masă. Eu zic că acest secret să-l ok, așa, deschide tainele. Toate am deschide toate secretele. Pentru că așa sunt eu, nu țin pentru mine nimic. Ajută-mă tu, că eu țin floarea. Așadar? Uite așa. Deci, masa de cafea extensibilă. Masa de cafea extensibilă care se transformă ușor într-o masă dacă vreți să stați așezați la podea pe pernuțe moi. Și asta o puteți face și la balcon, și în living, și în bucătărie. Foarte comod, într-o atmosferă romantică și cumva așa foarte plăcută. Eu aș zice că să pun niște beanbag-uri, niște pernuțe și să stai așa frumos și lejer. Exact. La un joc de socializare, de ce nu? Nu știu, o monopolie, de exemplu. Sau exact. Mai ales că are o înălțime de 45 de centimetri. Este suficient ca în poziție șezut să te simți confortabil la ea. Și din nou, are 80 de centimetri lățime și 1,80 m în lungime. Dar dacă aveți copii mici, atunci, și cu siguranță copiii au și scaunele lor mici, știi? Da. Atunci poți să așezi frumos la această masă să-și ia prânzul copiii, pentru că vor încăpea perfect. Nu știu, dacă are 3-4 ani copilul, poate să stea aici la masă să se simtă un om matur. Exact. Sau să coloreze, să deseneze, să-și facă temele. Chiar și pentru o petrecere cu copii. Da. Toți copiii așezat prin prejur. Și dacă tot am vorbit despre culoarea care o avem aici, Bardolino, hai să mergem și să-ți arăt și acel alb Samoa, care este foarte simpatic. Pentru asta o să mergem în livingul nostru deja. Așa. Ia uite ce bine se potrivește această masă cu livingul nostru. Poate, exact. Poate o lăsăm aici, poate o cumpărăm, poate sunăm. Dragă regie, dacă hai să sunăm la numărul afișat pe ecran, o să plătim pentru ea doar 2240 de lei, cu o reducere de 25% și ne facem și noi cu o masă aici. Dar asta trebuie să facă regie în timp ce noi suntem. Știi ce zice regia? Regia zice că noi nu putem sunăm pentru că lumea deja sună și toate liniile sunt ocupate. Da? Uite că și aici avem masa în forma de masă de cafea sau în formă de masă de living. Asta care este cea mai compactă formă a acestei mese, pe nume trio. Masă de cafea cu masă de citit, masă de reviste, masă unde puteți să și luați o gustare. Hai, nu. Când te văd cu cartea în mână. Arăt nasol cu cartea în mână, da? Știam eu, cum mai degrabă arăt eu cu un laptop în mână. Da. Deci în forma strânsă are 45 de centimetri înălțime, are 80 de centimetri lățime și 90 de centimetri lungime. Este o masă de cafea, de obicei este mult mai mică, ea are cam vreo 40x50, cred că sunt mese foarte mici. Asta este una suficientă ca spațiu, chiar să-ți iei prânzul sau gustarea, fără a sta la o masă de bucătărie. Așa este și dacă e să continuăm cu aceleași multifuncționalități ale acestei mese, avem și partea extensibilă a mesei de cafea. Și avem și același raft, același sertar care, în care, apropo, în cazul nostru, aici mai culturalizați suntem, aici păstrăm nu băutura, dar păstrăm cărțile. Cărțile? Normal, le păstrăm acolo pentru că rar umblăm la ele și care nu prea avem nevoie să deschidem. Și ele? Deci nu scrie sunt nimic. Adevărate. Ah, da, ia uite, scrie, cărți adevărate. Dacă știi buchiile, poți să începi să citești. Deci, da, este foarte comod pentru că are acest spațiu de depozitare și în cazul în care masa este ținută în living, aici poate fi ținut, apropo, și laptopul cu toate gadgeturile lui, corect. Adică încărcător, mouse, nu știu, o cameră video și ce mai aveți nevoie. De altfel, tot aici pot fi ținute careva detalii pe care nu le scoți foarte des. O telecomandă de la DVD player-ul care îl folosești odată în an sau de la aparatul de aer condiționat. Un bol cu bombonele care, dacă este pe masă, se mănâncă foarte repede, tu l-ai ascuns acolo în sertar și îl scoți odată în Paște. Exact. Hai să arătăm cum anume această nuanță de alb Samoa, cum arată în variantă extensibilă, pentru că arată foarte bine. Am zis că foarte ușor se desface, foarte ușor se strânge această masă.
Nu are niciun fel de, nu știu, lăcățele și așa mai departe, ca să vă fie incomod să o extindeți sau să o strângeți. Uite cât de comod este și uite cât de comod ar fi să iei o ceașcă cu cafea de aici. Aici eu văd laptopul, chiar văd laptopul, văd televizorul în față și stai la, lucrezi la laptop. Acolo eu văd o revistă de modă și o cafeluță. Și apropo, dacă tot am vorbit de varianta când poți sta înșezut, hai să arătăm și această variantă. Ei, deci, mie îmi place foarte mult să stau așezată, pentru că asta este o poziție mult mai comodă. Uite, uite așa. Și dacă ai laptopul, bine că eu lucrez la laptop de obicei în poziție culcat sau așezat. Și pur și simplu lucrez la laptop. Sau tu ești la televizor și stai relaxat, uite așa, pe masă. Mă uit la televizor și în timpul ăsta îmi beau cafeluța sau să mănânc o gustoșică de acolo. Superb, superb. Da, da, poți să ridici așa. Ah, dar nu că... n-ai acces. Ah, pă da, ai acces. Ai acces și la sertar, chiar și dacă masa este extinsă, da, semi-extinsă. Uite, eu în cap acum cu mâna în sertar ca să-mi iau de aici, de exemplu, o carte. Uite, unde-i cartea mea? Asta e cartea mea. Iată o carte. Și după asta s-o pun... Ce carte citești? Așa, o carte cu litere. Okay. Este foarte comod și aveți acces la sertar. Asta este foarte important. Și este comod pentru că o puteți folosi în diverse moduri atunci când sunteți acasă. Pentru că de fiecare dată aveți nevoie să improvizați. Sau când vă vin oaspeții, sau atunci când voi vreți să vă relaxați în zona de living. Da, și aici, și aici zona de lucru este 80 de centimetri pe 1 metru și 80. Deci este o zonă foarte largă de lucru, adică încape toată familia, copiii la un colț de masă să coloreze, să deseneze, părinții la alt colț de masă să-și bea cafeaua, să citească cărți sau să lucreze la laptop. Extraordinar. Și aceeași masă în același living se extinde și în forma ridicată a mesei, ca să stați la masă în mod normal. Hai da? Să... O arătăm, da, sigur. Așa. Revenim la forma inițială. V-am spus că se strânge foarte ușor. Se descurcă și o femeie singură cu această masă. Așa. Așa, sertarul se închide pentru că nu mai aveți nevoie de el. Și se trage jumătate și de din masă. Nou, varianta foarte comodă. Tu acolo îți bei ceaiul și eu aici îți bei cafeaua. Lucrez la calculator. Da. Din nou, este acces la sertar, ceea ce ne simplifică foarte mult. Nu trebuie de fiecare dată să deschideți sertarul dacă vreți să luați ceva de acolo, pentru că aveți acces liber și așa. Știi, mai este încă o chestie. Pentru că masa se strânge și se extinde fără niciun lacăt, aici în interior, în interiorul mecanismului, există o manetă care blochează masa. Deci puteți să blocați masa ca să lucrați ușor, să nu vă facă nicio problemă, să nu umble, ca să o păstrați în această poziție intermediară. Exact. Și același lucru și cu masa extinsă totalmente. Puteți să blocați mecanismul ca să nu fugă cumva, știți, întâmplător. Mai ales când aveți copii, mai ales când aveți foarte multă lume la masă. Așa, uite. Și asta este formatul extins, iarăși, 1,80 m pe 80 de centimetri. Foarte ușor, foarte comod și arată foarte bine. Într-adevăr, masa arată foarte bine. Se combină și cu un stil scandinav și cu un stil clasic. După mine este perfectă. Da, dar să revenim la super oferta care vă dăm chiar în cadrul emisiunii Telemagazin, doar astăzi, doar pentru cei care sună la numărul afișat pe ecran, luați o reducere de 25%, adică cumpărați masa cu 2240 de lei. O ofertă, eu zic, senzațională. Pentru o masă, pentru 3 mese. Da. Pentru 4 mese. Pentru o masă cu 4 poziții. Da. Totuși, reamintim că această masă se numește Trio și este realizată în 3 nuanțe. Alb Samoa, ce a prezentat aici, Venge, pe care o puteți vedea pe pagina ambianța.md, și Bardolino, pe care v-am prezentat-o anterior. Alegeți culoarea care vi se potrivește cel mai bine la designul de locuință sau care vă place vouă personal cel mai mult și apelați numărul afișat pe ecran pentru a beneficia de reducerea generoasă de 25%. Doar astăzi masa Trio poate fi cumpărată cu 750 de lei mai puțin, adică cu doar 2240 de lei. Iar între timp ce voi plasați comenzile pentru această masă, noi ne pregătim să vă oferim și alte știri. Rămâneți aproape!
aproape 1000 de kilometri în doar 2 luni. Este drumul parcurs de un păun pe nume Frank the Peacock, a cărui călătorie a fost urmărită de aproape 3000 de oameni. Ornitologii consideră că aceasta este în căutarea jumătății sale. Doar din acest motiv păsările din specia sa pornesc într-o călătorie atât de lungă. În timpul călătoriei sale, păunul a fost surprins de oameni din mai multe orașe ai statului Indiana. Aceștia au făcut și un grup de Facebook pe care l-au intitulat Unde este păunul Franklin Township? Acolo internauții postează fotografii cu pasărea. Și mai mult, oamenii au creat și o hartă ca să ilustreze toate destinațiile pe care le-a vizitat păunul îndrăgostit în calea sa. Într-un final, Frank, care a devenit faimos în mediul online, a fost prins și găzduit de un serviciu local de îngrijire a animalelor și păsărilor. Tot ei se vor asigura că păunul își va găsi într-un final jumătatea. Ce gest romantic! Ce nu faci din dragoste? Voi vedeți? Poate e momentul să-i facem păunului o pagină pe Facebook să-și găsească jumătatea. Așa se găsește acum jumătatea. Corect, sau îl punem pe un site de dating, de chatting, de ceva. De matrimoniale. Cu siguranță fiecare dintre voi cunoaște bomboanele lapte de pasăre. Mai nou, există și expresia lapte de gândac. Nu este denumirea vreunui desert gurmand, ci o descoperire științifică în materie de suplimente alimentare. De fapt, gândacii nu produc lapte, ca și păsările, dar unele specii își hrănesc puii cu proteine cristalizate. Iar oamenii de știință au ajuns la concluzia că anume acest produs ar putea deveni în viitor o sursă de hrană. Lichidul produs de gândaci ar fi, potrivit cercetătorilor, de 4 ori mai hrănitor față de laptele de vacă. Acest superaliment ar putea reprezenta un supliment alimentar important pentru cei care în prezent se confruntă cu probleme în ceea ce privește asigurarea numărului minim de calorii zilnic. Autorii ideii încearcă să obțină produsul în condiții de laborator fără a implica în proces gândacii. Lapte și, de gândac fără și gândac. Și dacă în toată copilăria mă întrebam cum se mulg păsările ca să facă lapte de pasăre, acum o să mă gândesc că, dar cine știe, poate ajung și la noi bomboane lapte de gândac. Azi e rândul meu să merg la cereadă cu gândaci. Să mulg la mulți gândaci. Sau la mulți gândaci. Da. Bine, dacă tot s-a încălzit afară, s-a încălzit foarte mult, suntem practic în prag de cod galben de caniculă, foarte mulți au început să folosească aerul condiționat. Tu îl folosești în mașină? Eu îl folosesc și eu făceam înainte o greșeală foarte mare. Din moment ce intram în mașină, 16 grade și dă-i bătaie cu aerul condiționat. Și a doua zi... Și a doua zi cu glandele umflate. Ei bine, până nu am aflat din punct de vedere științific și tehnic cum se operează cu aerul Iată de ce am decis să vorbim despre faptul că temperaturile sunt în creștere și despre faptul că tot mai mulți oameni apelează la aparatele de aer condiționat. Păi iată că există și anumite reguli de utilizare sau măsuri de protecție de care trebuie să ținem cont la exploatarea climatizorului. În acest fel veți evita eventualele răceli și glande, cum a spus Ion, care sunt provocate pe timp canicular anume de aerul excesiv de rece. În sezonul de vară, atunci când în fiecare a doua mașină și fiecare a treia locuință este inclus climatizorul, medicii se confruntă cu un număr mare de pacienți cu răceli. Durerea de cap este primul simptom care ar trebui să vă dea de înțeles că fie ați setat o temperatură prea scăzută, fie aveți jetul de aer îndreptat greșit sau că aparatul a funcționat mai mult timp decât este recomandat. Aveți grijă ca jetul de aer condiționat să nu fie îndreptat către persoanele din încăpere, ci spre tavan. Anumite birouri sunt amplasate chiar sub jetul de aer și angajații au probleme de sănătate din această cauză. Aparatul de aer condiționat ar trebui să fie montat într-un loc cât mai ferit de razele soarelui, unde circulația aerului este cât mai bună. Condiționat trebuie să funcționeze în reprize de 15 minute la interval de 2 ore, altfel organismul este supus unui stres adaptiv continuu. Acesta usucă mucoasele și provoacă uscarea ochilor. Medicii recomandă să evităm variațiile mari de temperatură în interior. Astfel, este indicată o temperatură de interior cuprinsă între 21 și 24 de grade la o umiditate de 60-70%. În niciun caz nu lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze pe timp de noapte, pentru că în acest caz v-ați putea trezi efectiv cu o pneumonie. Nu folosiți niciodată debitul maxim al jetului de aer. Alegeți o poziție medie.
pe aparatul de aer condiționat se depune un strat gros de praf și mizerie, care devine un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor, fungilor și mucegaiurilor. Firmele specializate recomandă curățarea lunară a filtrelor, dar nu cu produse chimice, ci cu soluții corespunzătoare care distrug bacteriile. În cazul în care filtrele aparatelor de aer condiționat nu sunt curățate periodic, acestea pot transmite foarte mulți microbi care ne pun sănătatea în pericol. Totuși, dacă aparatul se află într-o casă în care aerul nu are umiditate, curățarea se poate face și la 2 ani. Periodic deconectați aparatul de răcire și aerisiți încăperea pentru a evita uscarea excesivă a aerului. Atât a fost pentru astăzi. De gătit am gătit, de mobilat ne-am mobilat, așa că ajunge. Așa, pentru cu atâtea sfaturi, sugestii și informații, trebuie cumva să digerați această informație. Procesați-o. Noi ne vedem mâine. Exact, până mâine la aceeași oră la Telemagazin. La revedere! Curând.